Adrian și Rareș, cu dumneavoastră vorbesc, da? De fapt, trei, scuzați-mă. Deci ne uităm la matul lui Boden, matul cu epoleți, da? Și matul arab. Matul arab care este foarte comun, matul lui Boden care este foarte spectaculos, veți vedea, și matul cu epoleți care, deși este mai rar întâlnit, și acela este spectaculos. Dar încep cu această poziție de mijloc, jucată de mult de tot, acum 170 de ani aproape, în 1853, și această poziție practic face parte din istoria șahului. Pentru că în urma acestui final de partidă a intrat în vocabularul șahist această poziție tipică de mat denumită matul lui Boden. Deci la negru este, la alb este Robert Schulder și la negru este Samuel Boden, da? Și negru aici, vă rog frumos să vă uitați, deși poziția regele acesta alb pare foarte sigură la prima vedere, ia să știți că nu este sigură datorită faptului că are totuși acest pion de la C2 mutat la C3. Și vreau să înțelegeți un lucru. Datorită acestei înaintări de pion, diagonala aceasta B1H7 este foarte, foarte slăbită, da? Și tabla fiind întoarsă invers, da? Zian? Și practic, dacă ne uităm la acest rege, are el unde să mute? Are vreun câmp sigur pe care să mute? Nu. Singurul câmp sigur pe care poate sta este exact cel pe care se află, la C1. În rest, nu este absolut niciun câmp sigur pentru el. Pentru că aici nu poate muta care intra în șac de la nebun, aici nu poate muta care intra în șac de la nebun. Și vreau să rețineți un lucru. Acest pion de la B2 îl ține în viață pe alb, cel puțin pe moment. Dacă acest pion de la B2 nu ar fi acolo, i-aș da șahmat cu nebunul aici. Observați? Și pur și simplu Boden, pentru a îndepărta acest pion de la B2, ia uitați-vă la mutarea următoare. Dama ia pe C3 șah. Este forțat albul să bată acea damă. Deci când ești în șah, ai trei posibilități. Ori să iei dama, ceea ce se poate, ori să fugi, ceea ce nu se poate, ori să bași ceva între piesa care îți dă șah și regele tău, ceea ce iar nu se poate. Deci nu poți decât să bați damă, da? Rareș, de acum, odată plecat pionul de la B2, deci mai vedem noi vreun pion la B2, ce mută negru ai ziar? Cum dai șac și mat într-o mutare? A3. Aici, da? Și uitați ce zice calculatorul, șac și mat. Deci, practic, acesta este matul lui Boden. Deci, cei doi nebuni realizează efectiv o plasă de mat la regele alb. Regele alb, în același timp, fiind puțin oprit și de piesele proprii, turnul din D1 și calul din D2 să se ducă spre dreapta lui, da? Că dacă n-ar fi turnul la D1, ar muta aici, dar nu poate să-și pape turnul, nu? Sau aici, dar nu poate să-și pape nici calul. Este un mat spectacol și să știți că foarte, foarte mulți jucători și-ar dori cel puțin o dată în viață să termine o partidă în acest fel. E spectacol. Dai dama pe un pion și l-ai dat mat pe domnișorul rege advers. Bun. A doilea mat care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această după amiază este matul arab. Matul arab este foarte, foarte comun, foarte des întâlnit. El este dat de către un turn în conlucrare cu un cal propriu. De obicei se dă la marginea tablei, da, zian, dacă știi cumva. În două mutări, aici albul dă mat, uitați-vă, prin conlucrarea dintre turn și cal. Albul pur și simplu mută cal pe 6. Și ăsta oriunde mută la H5 sau la H6, de exemplu, Zian, dacă mut pionul la H5, eu ce fac? Eu iau pionul? Nu! Scopul șahului este să dau șah și mat. Uitați-vă, șah mat.
Med. Da? Acesta este matul arab. Însă el poate lua și diferite forme. Nu se referă numai și numai cu mat cu regele în colț. De exemplu, aici o altă poziție de șah și mat în care albul, fiind la mutare, îi dă negrului șah și mat în două mutări. Ia fiți atenți aici. Deci albul mută pur și simplu turn C8. Dacă n-ar fi acest pion pe tablă, negru în acest moment ar fi pat. Dar el are acest pion pe tablă, deci trebuie să-l mute și acum vine turn G8, șahmat. Calul fiind apărat din spate de către nebun. Da? O altă poziție de mat arab este aceasta. De exemplu, în acest final, în care eu cu albul am un turn și un cal contra unui pion. Dar pionul ăla este, uăleu, ce mă fac? Că se transformă. Mai are un pas, se transformă, da? Deci, astfel de poziții, de exemplu, aici încep să te sperii la o, adică zici, vai, mai pot să opresc acest pion în transformare? Nu! Deci nu am cum să-l opresc. Dacă îl atac, se transformă în damă și bye-bye. Pot să-l iau eventual la șahuri, dar el fuge. Ia uite, puf, șah, puf, și până la urmă tot scoate dama și mare lucru dacă scot remiză. Pentru că voi avea un punct în minus. De fapt, însă aici, dacă ești băiat deștept și ții minte tot timpul că scopul șahului este să dai șah și mat regele advers, da, Zian, ce muta albul aici? Cum îl dă albul pe negru mat în două mutări, lăsându-l să scoată dama? Da, zi, rare. Zici? Nu, nu e vorba de tură. Deci vreau să dau mat cu turnul aici. Dar, da, dar turnul trebuie să fie apărat. Deci atunci ce mutare intermediară faci ca să dai șah mat cu turnul, el să fie apărat de rege? Opa, scuzați. Da, în două mutări. Foarte bine. Rege e 6 și când domnișorul scoate damă, i-am dat mat. Puțin îmi pasă mie de dama ta de pe tablă. Da? Deci încă o dată nu uităm că tot timpul este... Ăsta este scopul șahului. Asta este un final dintr-o partidă de-a lui Magnus Carlsen. Vedeți aici? Magnus Carlsen, Vladislav Kacev, jucat în 2009 la campionatul mondial de Blitz, în care Magnus Carlsen aici are un pion în plus, dar poziția regelui din nou este foarte nesigură, a regelui negru. Dar el nu poate să susțină cu regele turnul, ca în episodul anterior, ca în exemplu anterior. Și atunci cu ce va susține acest turn? Cu pionul. Deci Magnus Carlsen aici pur și simplu împinge pionul în față, amenințând turn B7 șahmat. Da? Și după ce negru bate și albul bate, cum te aperi de acest șahmat? Turn B7 mat, vedeți? Deci încă o dată, dacă împingi aici, îți dau șahmat într-o mutare. Mate. Nu? Și atunci săracul negru, disperat, începe să le ia la șahuri. Deci îi dă șah, dar ăsta iese afară. Rege în față, șah, rege în față, șah, rege în față, nu mai e șahuri, ce dezi. Pentru că orice juca, mutarea următoare este turn B7 șah și mat. Da? Deci, din nou, vedeți importanța pozițiilor tipice de mat? Pentru că cu cât cunoști mai multe poziții tipice de mat, cu atât ești în stare să le pui în aplicare într-o partidă practică, cum este aceasta, da? Acum facem cunoștință cu matul cu epoleți. Din nou, poziția lui Magnus Carlsen. Cu câteva mutări înainte, Magnus Carlsen a sacrificat un turn. Dacă ne uităm pe poziția aceasta, negru are un turn în plus. Este rareș. Deci negru are două turnuri, albul are doar unul singur. Dar când ne uităm la o poziție, la ce ne uităm prima dată? Ce contează cel mai mult când te uiți la o poziție? Nu materialul. Contează cine este la mutare. Nu, siguranța regilor. Al doilea lucru, cine este la mutare, și al treilea lucru, de bine materialul. Deci, siguranța regilor, ne uităm așa. Ăsta
whisky, cafea, televizor color și ceva gagici pe lângă el. Da? Ăsta săracu-i tremură dinții în gură de frică. Dar poți să-l dai mat doar cu dama? Nu. Și atunci Magnus Carlsen aici joacă turn de 3, pur și simplu. Pare periculos, dar această damă de aici are rol și de apărare. Pare periculos pentru linia întâi. Că zici că, mă, dar dacă îmi dă mat. Dar n-are cum, pentru că dama albă păzește linia întâi. Și atunci săracul negru aici găsește cam unica posibilitate să prelungească lupta, joacă turn de 6. Deci ambii adversari și-au liftat turnul, așa se spune acest procedeu, de a spune turnul în fața pionilor și pentru ca el să acționeze pe o coloană deschisă pentru el. Întrebare pentru tine, Zian. Paolo, până cumva acest turn este neapărat, nu pot să-l iau? Nu pot că sunt mat pe ultima linie. Așa? Mat. Mate. Opsa. Deci, atenție, să nu crezi că adversarul e venit cu pluta și îți dă o tură degeaba. Și atunci Magnus Carlsen, normal că, cum se spune academic, nu pune botul și joacă turn G3. Că de asta și-a adus turnul. Să aducă cea de-a doua piesă în atac. Turn G3, turn G6, și acum dama E5 șah. Ai două posibilități. În partida a bătut pionul. Dar aici mai poți să joci și rege H7. Este bună această mutare? Nu, pentru că îți dau șah. Îți dau șah. Îți dau șah. Și îți dau mat. Mate. Și atunci domnul negru zice, păi stai un pic, totuși eu am două turnuri și mă apă. Deci aici pur și simplu îi bate pion. Și acum apare matul cu epoleți. Damă pe 5. Este un pic destul de ciudat acest mat cu epoleți, pentru că de obicei matul cu epoleți apare, și veți vedea în exercițiile care le facem în continuare, apare cu regele pe ultima linie. Dar damă pe 5 și aici după turn pe 6, pentru că rege e 7 nu merge. Îți cad turnurile cu șah. Deci tu nu ai timp cu negru să dai mat. Deci îi dai șah și bye bye. Una că păzesc, a doua că ți-l iau pe ăsta cu șah. Da? Și regele tău este tot în ploaie. Deci în partidă a jucat aici turn pe 6. Și vă rog frumos, uitați-vă la acest mat, damă de 7 mat. Mate. De asta îi spune cu epoleți. Observați cum domnul rege are un epolete pe umărul drept și un epolete pe umărul stâng. Știți cum, știți ce sunt epoleții, nu? Sunt gradele care sunt puse la cadrele militare sau la poliții și pe umeri, ca să le arate, să le arate, ca să spun așa, ce funcție au ei și, da? În, deci, epoleții sunt gradele, însemnele de pe umeri ale militarilor și ale polițiștilor. Aceste două turnuri sunt ca niște epoleți. Nu? Bun. Și acum începem cu exerciții. Maturi într-o mutare. Sunt foarte, dar foarte simple și vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Albul este la mutare. Prima întrebare la care răspundeți. Ce fel de mat dă albul aici? Mat cu epoleți, matul arab sau matul lui Boden? Deci prima întrebare. Ce este? Boden, arab sau epoleți? Zian. Boden, arab, arab. Foarte bine. Ce mută albul aici? Turnia pe G8. Da? Și este mat arab. Este dat de turn în colucrare cu acel cal din spate. Felicitări. Rare și ești la rând. Albul la mutare. Ce mat este ăsta? Epoleți, arab sau boden? Epoleți. Foarte bine. Ce mută albul? F6. Foarte bine.
Știu că ai puțin, ai mici probleme cu identificarea câmpurilor, de aceea eu, pentru că mi-e simpatic, te ajut în identificarea lor, da? Deci, poleții aici sunt cei doi pioni negri, da? Bun. Zian, ce fel de mat este ăsta? Arabe, poleți sau bodăni? Boden, foarte bine. Ce mută albul? A6. A6, da? Deci am un nebun aici. Turnul acesta, ține minte, Zian. Vreau să înțelegi un lucru. Deci acest turn de aici este legat. Da? O, bună ziua, domnișoarelor, vai, 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 să rămână, să rămână, imediat. Haideți, lași și dumneavoastră, lași loc, las loc pe scaun acolo, în fața lui domnișorul acela, da? Hai că imediat termin cu ei, da? Și pe mă, azi învățăm mai multe piese, da? Învățăm nebunul, dama și rege. Și joi, nu aici, ăsta are un avansat. Care și-a lăsat acolo bicicleta? Te rog frumos. Păi ce facem aici? Bun. Doamnă, stați un pic. Cât e ceasul? 4:30. La 5. E bine? Da? Da. Bun. Imediat termin cu... Hai, las loc acolo, da? Pe primele două scăunașe. Pe primele două scăunașe. Așa. Rania, că nu mai țin minte, care e cea mai mică? Rania. Cea mai mică, da? Și tu ești Iza, da? Cea mare este Iza. Da, bun. Hai că nu mai avem mult. Imediat vin domnișoarilor. Să termin cu cei doi mușchetari. La revedere. Deci, albul la mutare. Rare și ești la rând. Ce este ăsta? Epoleț, arab sau bodăn? Arab, foarte bine. Șac și mat într-o mutare, dă-l. Tur. Foarte bine, mat. De ce nu poate să-l ia cu nebunul? Pentru că este legat total. Și, deci nu poate să ia cu regele că este apărat de cal, nu poate să-l ia cu nebunul pentru că este legat. Nu poate... bună ziua, bună ziua! Ia și tu loc acolo, lângă cele două domnișoare și faceți cunoștință între dumneavoastră, da? Bun! Atât a durat lecția de azi. A fost lungă?